Sub deviza 150 de ani de tradiție și performanță, evenimentele prilejuite de ziua colegiului au angrenat întreg municipiul Rădăuți și județul Suceava cu ecouri la nivel național. Concretizat în 4 manifestări de înaltă ținută, atent organizate și orchestrate astfel încât să fie conforme cu exigențele și prestigiul instituției de învățământ rădăuțene, programul a reușit să aducă la oaltă, în atmosfera maestoasă a colegiului, invitați distinși. Au luat parte la activitățile propuse de organizatori, reprezentanții administrației județene, în persoana domnului prefect Gheorghe Alexandru Moldovan, absolvent al colegiului, reprezentantul administrației locale, primarul municipiului Rădăuți, domnul Bogdan Loghin, profesori admirați și elevi maestoși de astăzi și de altă dată, membrii de seamă ai comunității școlare și locale, pe scurt, colegiul a devenit gazda primitoare a unei asistențe numeroase și deopotrivă valoroase. Ziua de sărbătoare a început cu slujba religioasă oficiată de preasfințitul Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, asistat de un sobor de preoți și diaconi. Ceremonia religioasă a continuat cu evocarea de către directorul Institutului Bucovina, domnul profesor dr. Marian Olaru, a lungului și frământatului parcurs istoric al liceului, de la statutul inițial de Real Gymnasium la cel actual de Colegiu Național. La capătul momentelor de pioasă aducere a mintea înaintașilor, a fost dezvelită placa omagială care marchează cei 150 de ani de existență a unei școli emblematice pentru învățământul românesc. Cel de-al doilea reper important pe ordinea de zi, denumit prinos de recunoștință, a constat în oferirea de către actuala conducere a instituției reprezentată de domnul director profesor dr. Adrian Nicolae Puiu și doamna director adjunct profesor Luminița Lăzărescu a unor diplome, medalii și distincții celor care au slujit cu efort și dăruire instituția școlară de-a lungul timpului, contribuind astfel la dezvoltarea culturală și spirituală a generațiilor de elevi. Momentele înălțătoare de omagiere a dascălilor de altă dată au fost însoțite de interludiile muzicale interpretate cu virtuozitate la pian, flaut și vioară de către elevi talentați ai colegiului. Frumoasa și prețioasa expoziție din holul central al liceului, cu imagini și fotografii de epocă, cu reproduceri de texte, documentare și scrisori de altă dată, a fost prezentată audienței de însăși artizanii unei astfel de întreprinderi. Domnul inginer Mircea Irimescu, vicepreședinte al Societății pentru Cultură și Literatură din Bucovina, însoțit și sprijinit financiar în eforturile sale de documentarist de către compania Eger, reprezentată în cadrul manifestării de directorul de vânzări, doamna Alina Chifan. Programul zilei a continuat cu un frumos și emoționant dialog între generații, în care absolvenți ai numeroaselor promoții ce au trecut pragul liceului, începând cu cele din anii 50 și până la cele mai recente, au împărtășit din propriile gânduri, trăiri și experiențe de foști elevi, au reconstituit chipuri și fizionomii spirituale, portrete de dascăli, aducându-și astfel omagiul la adresa acelor oameni ce au contribuit semnificativ la dezvoltarea lor intelectuală, spirituală și morală. Depănarea imaginarului ghem de amintiri s-a făcut într-o atmosferă plăcută, distinsă, mai puțin formală. În aceeași notă de reverență și respect firesc, ziua de sărbătoare s-a încheiat cu momentul intitulat In Memoriam Rudolf Ernst Neubauer, o slujbă religioasă oficiată la mormântul lui Rudolf Ernst Neubauer, aflat în cimitirul din Rădăuți, de către preotul paroh Eduard Soare și de preot vicar Ionuț Minac, totodată cu evocare a celui care a fost primul director al Obergymnasium din Rădăuți, realizată de Eduard Mor, reprezentantul Forumului German. Agenda celei de-a doua zi de sărbătoare a tradiției și performanței la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi a fost una abundentă în activități potrivite unui astfel de eveniment omagial. Seria de manifestări desfășurate pe durata zilei a implicat pe lângă dascălii și elevii prestigiosului Colegiul Rădăuțean, invitați de excepție ai mediului academic și personalități respectabile ale toposului bucovinean. Debutul zilei de luni 31 octombrie
a stat sub semnul pasiunii pentru matematică. Elevii înzestrați cu abilități remarcabile și-au măsurat puterea de calcul într-o confruntare reunită sub cupola concursului Walter Vasile Olaru, organizat de membrii Catedrei de Matematică, profesor Vasile Roșca, profesor Loredana Strugariu, profesor Otilia Bumbu, profesor Viorica Loredana Fodor, profesor Dragoș Popescu și absolventa Lidia Șcheul. În măsura în care dictonul antic, potrivit căruia o minte înzestrată presupune un corp sănătos, rămâne actuală, baza sportivă a găzduit o serie de activități ce au implicat mișcare și efort organizate atent de profesorii de educație fizică Rodica Hrihor și Alexandru Ciobar. Sub denumirea 150 de ani de educație în Bucovina, în sala de conferințe a Hotelului Gerald s-au desfășurat comunicările simpozionului național realizat de Colegiul Național Eudoxiu Urmuzachi în parteneriat cu Institutul Bucovina al Academiei Române. Invitația la dialog a fost coordonată de profesor Maria Epatov și profesor Angela Sehlanec, comunicările în plen fiind susținute de profesor universitar dr. Mircea A. Diaconu de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, profesor universitar dr. Liviu Gheorghe Maha de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, președinte al Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, conferențiar dr. Daniela Viorica Petroșel de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, conferențiar universitar dr. Alexandru Ionuț Lucian de la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, dr. inspector Izabel Georgiana Vintilă de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, dr. Ovidiu Alexandru Vintilă de la Biblioteca Județeană Ighes Biera, dr. Marian Olaru, directorul Institutului Bucovina al Academiei Române, inginer Mircea Irimescu, vicepreședinte al Societății pentru Cultură și Literatură în Bucovina. Dialogul de înaltă ținută a fost coordonat de profesor Epatov Maria și profesor Sehlanec Luminița Angela, echipa de organizatori a evenimentului fiind formată din profesor Anfimov Cristina, profesor Chifan Alexandra, profesor Halip Beatrice, profesor Halip Iulian Florin, profesor Melinte Adriana Emilia, profesor Bodnărescu Adrian și bibliotecara Ciobara Andreea. În holul central al colegiului s-a desfășurat sub titlul Gala Performanței 2022, un autentic regal al aprecierii eforturilor elevilor meritoși de la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi. După recunoașterea contribuției valoroase a elevilor participanți la cele două concursuri cu tradiție la nivel județean și național, Concursul de Cultură și Civilizație Românească România Pitorească și Concursul Identitate și Multiculturalitate în spațiu românesc au fost oferite diplome elevilor care și-au probat competența lingvistică, reușind să obțină certificate DSD pentru limba germană și Cambridge pentru limba engleză. Organizatorii acestei gale a performanței au fost director adjunct profesor Luminița Lăzărescu, profesor Cristina Anfimov, profesor Antoneta Lăzărescu, profesor Angelica Popovici, profesor Elena Anton, profesor Loredana Cârciu, profesor Marinela Cârdei, profesor Raluca Nanu, profesor dr. Gabriela Pogorevici, profesor Vasile Roșca, profesor Otilia Bumbu, profesor Loredana Strugariu, profesor Dragoș Popescu și profesor Viorica Loredana Fodor. În spațiul elevat al Galeriei de Artă Traian Postolache a fost orchestrată o activitate dedicată evocării tradiției și continuității educației la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi, sub denumirea generică de Punte peste generații, prin cuvânt și artă. Debutul manifestării a constat în lansarea volumului monografic intitulat Contribuții la istoria învățământului rădăuțean 2012-2022, moment urmat de vernisajul expoziției Monumentalitate și filozofie în viziunea unui pictor bucovinean, ce l-a avut ca invitat special pe domnul profesor Dimitrie Roman. Talentul publicistic al elevilor din instituția de învățământ a dobândit aprecierea bine meritată a asistenței, fiind recompensat cu aplauze la finalul prezentărilor care au conturat demersul evolutiv al revistelor Muguri, Muguri de Știință, Sirius.
Contextul a fost oportun lansării revistei virtuale de limbi moderne Across Times, atmosfera dobândind un plus de sensibilitate și distinție prin interpretările artistice de excepție oferite asistenței de elevii Larisa Cârdei, Molea Maria și Ioan Onesimiuc. Organizatorii unei manifestări de excepție au fost profesor dr. Adrian Nicolae Puiu, director al colegiului, profesor Luminița Lăzărescu, director adjunct, eforturile echipei manageriale fiind inspirat completate de contribuția unei echipe pe măsură, compusă din profesor dr. Aspazia Băieșu, profesor Beatrice Halip, profesor Loredana Strugariu, profesor Valentina Cloșcă și profesor Loredana Cârciu. Sub genericul repere de performanță academică și culturală care au marcat existența Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți, la Casa Municipală de Cultură Rădăuți a avut loc, în data de 1 noiembrie, manifestarea omagială dedicată sărbătoririi celor 150 de ani de tradiție și performanță la Colegiul Rădăuțean. Evenimentul a constituit un firesc și totodată minunat moment de bilanț, o activitate de înaltă ținută, rezultat al eforturilor admirabile întreprinse de membrii comunității educaționale din Urbea Bucovineană. După interpretarea de către corul colegiului coordonat de profesor Laurean Abalașe a binecunoscutului imn academic Gaudeamus Igitur și a momentului de reculegere închinat memoriei dascălilor și absolvenților de altă dată trecuți în neființă, a urmat vizionarea filmului omagial Vârste ale școlii, material documentar ce conturează atât personalitatea istoricului și cărturarului Eudoxiu Hurmuzachi, cât și evoluția istorică a unei școli emblematice în peisajul educațional românesc. Scrisoarea de felicitare adresată la acest aniversar de către președintele României, excelența sa domnul Klaus Werner Iohannis, a fost rostită în fața publicului numeros de către Luca Ciubotaru, consilier în cadrul administrației prezidențiale, totodată un absolvent de excepție al colegiului. Mesajul din partea doamnei Liga Deca, ministrul educației, a fost transmis de către inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Suceava, profesor Grigore Bocanci. A urmat mesajul președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, transmis de vicepreședintele acestui for administrativ, domnul profesor universitar dr. Nicolae Barbă. Domnul primar, Bogdan Loghin, a adresat colegiului la acest aniversar un mesaj de felicitare din partea primăriei municipiului Rădăuți. Suita de mesaje, conținând cuvinte de apreciere, a continuat cu discursurile reprezentanților instituției prefectului, domnului prefect Alexandru Moldovan și domnului Florin Sinescu în calitate de subprefect al județului Suceava. Mesajul senatorului Ioan Stan a fost transmis de domnul Nistor Tătar, iar consilierul Bogdan George Păstrăv a adus în fața asistenței mesajul deputatului Parlamentului României Ioan Balan. Domnul Mihai Reman a transmis mesajul din partea membrului Camerei Deputaților din Parlament, domnul Eugen Bejinariu. Au urmat discursurile din partea reprezentanților Inspectoratului Școlar, adresate de domnul profesor Gabriel Matei, inspector școlar general adjunct, domnul profesor dr. Daniel Hrenciuc, inspector școlar pentru disciplina istorie și domnul profesor Angelo Cătălin Bărbuță, inspector școlar pentru disciplina matematică. Mesajele la acest aniversar au avut în continuare ca autori apreciate personalități ale mediului academic și cultural din zona Bucovinei, profesor universitar dr. Mihai Dimian, prorector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, profesor universitar dr. Florin Pintescu, decan al Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava, profesor universitar dr. Inginer Dan Milici, decanul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava, profesor dr. Marian Olaru, director al Institutului Bucovina al Academiei Române, inginer Mircea Irimescu, vicepreședinte al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, Gheorghe Gabriel Cărăbuș, director al Bibliotecii Județene Ighes Biera Suceava, Angela Zarojanu, director al Teatrului Matei Vișnic Suceava, Gabriel Hackman, director adjunct al Colegiului Național Ștefan cel Mare,
a oferit instituției de învățământ rădăuțene din partea Alianței Colegiilor Centenare o plachetă și o diplomă aniversară. Domnul profesor Liviu Hatnean, coordonator zonal al Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, a dăruit instituției școlare steagul verde în semn de recunoaștere a implicării în acțiunile cu specific ecologic. În acest cadru festiv deosebit au fost acordate plachete aniversare cadrelor didactice care și-au desfășurat de-a lungul timpului activitatea profesională în calitate de director și director adjunct a instituției de învățământ. Din partea foștilor directori, au fost invitați să susțină discursuri domnul profesor dr. Marian Olaru și doamna profesor Carmen Andronache. A urmat o succesiune de alocuțiuni din partea conducerii unor instituții școlare din județul Suceava și din municipiul Rădăuți. Profesor Gabriel Hackman, director al Colegiului Național Ștefan cel Mare Suceava. Profesor Anca Greculeac, director adjunct al Colegiului Național Petru Rareș Suceava. Profesor Codrin Bența, director al Colegiului Național Nicu Ganea Fălticeni. Profesor Niculina Moisiuc, director al Colegiului Tehnic Rădăuți. Profesor Marcel Colibaba, director al Școlii Gimnaziale Gheorghe Popadiuc Rădăuți și profesor Radu Munteanu, director al Școlii Gimnaziale Bogdan Vodă Rădăuți. Și pentru că existența unei școli cu tradiție îndelungată, un parteneriat viabil cu beneficiarii demersului educațional, mesajul din partea părinților a fost oferit de către doamna Adriana Curtoglu, președinte al Asociației de Părinți de la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi, iar din partea elevilor a susținut un emoționant discurs reprezentanta Consiliului Școlar, eleva Maria Molea. Pe scena Casei de Cultură a urcat apoi, în aplauzele generoase ale publicului, foști elevi meritoși ai colegiului, prezenți la manifestare, absolvenți ai unor promoții de altă dată. Din partea reprezentanților exemplare ai acestei generații, au adresat mesaje Luca Ciubotaru, distins cu titlul de șef de promoție în anul 2010, un promotor valoros al spiritului civic rădăuțean, și Cosmin Țugui, fost elev meritos, absolvent distins cu titlul de șef de promoție în 2022. Un moment cu totul și cu totul special a fost acela în care pe scenă au fost invitate cadrele didactice de la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi. Totodată, personalul didactic auxiliar, aceștia primind aplauze generoase din partea tuturor celor prezenți ca semn de sinceră apreciere a străduințelor pedagogice. Surpriza oferită de membrii colectivului profesoral de la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi, echipei manageriale formate din profesor dr. Adrian Nicolae Puiu, directorul instituției, și profesor Luminița Lăzărescu, director adjunct, a constat în oferirea de plachete aniversare ca simbol al recunoașterii efortului acestora pentru dezvoltarea unui etos organizațional de excepție, totodată pentru abnegația și profesionalismul de care au dat dovadă în dezvoltarea instituțională și în cercetarea prestigiului instituției de învățământ bucovinean. Sensibilitatea poetică a îmbogățit atmosfera de sărbătoare prin prestațiile elevilor Matei Fâșcu, Manuela Costache, Ioana Tiperciuc și Riana Puha, care au fost acompaniați la pian de elevii Ioan Onesimiuc, Maria Molea și Florin Corbuleac. Interludiile artistice au cuprins și interpretarea remarcabilă la vioară a unor compoziții muzicale cunoscute de către un talentat absolvent al liceului, Vasile Mucea, însoțit impecabil la orgă de virtuozul Florin Mucea. Într-o măsură în care un eveniment de o asemenea învergură nu se putea încheia altfel decât într-o manieră memorabilă, a urmat concertul simfonic extraordinar susținut de membrii filarmonicii George Enescu din Botoșani, sub bacheta dirijorului Alexandru Mocanu și cu participarea de excepție a sopranei Nicoleta Maier. Evenimentul din incinta Casei de Cultură a municipiului Rădăuți a fost organizat de profesor dr. Adrian Nicolae Puiu și profesor Luminița Lăzărescu, profesor Nicoleta Mitrofan, profesor dr. Gabriela Pogorevici, profesor Loredana Puiu, profesor Miriam Leon Postolache, profesor Daniela Ciotău, profesor Angelica Popovici, moderator, profesor dr. Florin George Popovici, moderator, profesor Beatrice Halip, moderator, și profesor Iulian Halip, moderator. Zilele de sărbătoare a tradiției și performanței la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi
au ajuns la final, însă eforturile educative ale dascălilor și elevilor din această instituție școlară continuă ca semn de sincer tribut datorat trecutului, totodată angajament și responsabilitate sacră față de viitor. Desfășurate într-un ritm susținut, dar atent orchestrat, aceste zile creionează și aduc lumina actualității profilului exemplar al unei comunități educaționale pentru care formarea și devenirea armonioasă a tinerilor constituie nu doar o prioritate, ci și o nobilă, înălțătoare misiune.